Vă invit să vă informați corect de pe pagina platformei Demnitate și Adevăr, de pe pagina mea personală, să vă informați de pe pagina doamnei Sandu, a cărui sprijin l-am în această campanie, pe paginile colegilor noștri de la Partidul Acțiune și Solidaritate, de la Partidul Liberal Democrat, să vă informați de la societatea civilă activă, de la presa liberă, de la presa independentă, nu dați curs, nu vă intoxicați cu toată informația negativă, mincinoasă la adresa noastră, fabricată, și un lucru pe care trebuie să-l cunoașteți dumneavoastră. Nu reușesc ei, dar nu reușesc ei să ne oprească. Marea dilemă a lui Plahotniuc în momentul de față este pe cine duce în turul 2. Pe Ciobanu sau pe Radu? Pentru că pe mine nu mă mai poate opri decât prin fraudă și crimă gravă. Iată de ce o preocupare a dumneavoastră, a presei, este să urmăriți în ce măsură Comisia Electorală Centrală își face treaba, în ce măsură instituțiile statului își fac treaba, pentru că doar prin fraudă acest regim mă mai poate opri.